să vă povestesc despre tradițiile de Crăciun din România. Sărbătorile de iarnă sunt un mare prilej de bucurie în România. Sunt unele dintre cele mai așteptate sărbători, iar ele încep chiar din 5 decembrie, odată cu venirea lui Moș Nicolae, un personaj asemănător lui Moș Crăciun, care aduce cadouri copiilor. Spre deosebire de Moș Crăciun, acesta le aduce în ghetele puse la geam de copii, iar dacă aceștia au fost cu minți, în dimineața de 6 decembrie, vor primi fie dulciuri și alte bunătăți, fie, dacă nu au fost cu minți, vor primi o nuielușă. Odată cu ziua de Sfântul Nicolae încep și tradițiile de Crăciun. În unele zone ale țării se dă startul colindului. Acesta începe cu steaua, care prevestește nașterea lui Isus, iar colindele vor continua pe tot parcursul lunii decembrie, cele mai multe fiind răspândite în preajma Crăciunului. Colindele sunt practic niște reinterpretări ale unor ritualuri păgâne, dar care au fost schimbate sau readaptate, amestecând unele interpretări religioase. Iar acestea sunt cântate fie de copii, fie de adulți și sunt foarte, foarte populare în preajma Crăciunului, de exemplu în ajunul Crăciunului, când grupurile de colindători încep în unele zone ale țării dimineața, în altele zone ale țării seara, să colinde din casă în casă. Iar gazdele primesc cu ușa deschisă, pentru că asta înseamnă un an nou și prosper pentru gazde, iar drept răsplată, colindătorilor le sunt oferite nuci, covrigi, portocale sau, mai nou, bani. Colindele se încheie de anul nou și a doua zi după anul nou, când colindătorii merg cu plugușorul sau cu capra. Acesta este un alt fel de colind care include și un ritual cu măști, dar care în esență transmit același mesaj de prosperitate pentru gazde. Cât despre Crăciunul în sine și ajunul Crăciunului, în ajunul Crăciunului se împodobește bradul și bineînțeles toți copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun, care fie vine seara, fie dimineața, depinde de fiecare zonă a țării și de tradițiile din fiecare familie. Iar în ziua de Crăciun, cel mai frecvent, toată lumea se adună, membrii familiei, rude, se adună să sărbătorească Crăciunul. Se adună în jurul unei mese pline de bucate și de veselie și voie bună. Așa cum vă doresc și eu vouă. Crăciun fericit și un an nou foarte, foarte bun!